60 de fermieri din localitatea Horodnic de Jos au venit la sediul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Suceava pentru a cere explicații. Aceștia au fost anunțați că trebuie să returneze subvențiile pe bovine încasate pentru anul 2013. În total sunt peste 300 de persoane din Horodnicul de Jos cărora li se cer banii înapoi. Fermierii sunt bănuiți că ar fi încasat ilegal subvențiile respective și tocmai de asta trebuie să înapoieze banii. Aceștia afirmă că nu au nicio vină pentru că ei au venit la vremea respectivă să depună dosarele, dar au fost îndrumați către medicul veterinar din localitate. Pe bună credință, cei mai mulți au depus actele necesare la dosarul întocmit de medicul veterinar. Problema este că cererile nu au fost semnate de fermieri, după cum afirma aceștia. De ce ne-am adunat? Pentru că suntem obligați să dăm înapoi sumele cuvenite, ca subvenții. Dar de ce trebuie să returnați banii? Care este ilegalitatea? Ilegalitatea este una singură. Acuzația făcută în procesul verbal de constatare este faptul că nu au fost semnate de către fermieri. Cu un an înainte tot așa s-au făcut actele. Și de ce cu un an înainte au fost buni și acum nu sunt mai buni? Trebuie să ni se explice. Asta nu aveți subvenția luată. Nu am luat și pot să demonstrez cu asta, cu extras de cont. Pentru că nu mi-au venit. Nu. A fost greșeală de ID. Deci eu trebuie să dau bani. Bani pe care nu i-am luat. Și banii pe lapte și pe tot. Degeaba. Nu, dar altceva. Uite, în județ, APIA de la Rădăuț nu a luat declarații de la alți fermieri. La niciunul. Toți doctorii din toate comunile au făcut același dosare. Cum a făcut doctorul la Horodnicul de Jos și Horodnicul de Sus. Directorul general APIA, cu funcționarii care au fost, eu am venit aici eu pentru cota de lapte, m-au trimis, nu, zice, te duci la doamna la camera 7, la 7 zice, du-te la doctorul, că zice, el ia dosarele. Mergem la Rădăuț, nu doctorul, că noi avem o parolă acolo. Când intrăm pe site, noi avem, nu putem să facem noi cererile. Și am mers la doctorul și am depus cererile la doctorul cu tot ce a trebuit. Acum nu. Suntem noi vinovați că n-am miscalit cererile. Pentru ce? Reprezentanții APIA Suceava au explicat că acești fermieri cărora li se cer banii înapoi nu au depus personal dosarul în prezența unui funcționar APIA. De aici și suspiciunea unui fals. Normal, fermierii care sunt implicați în dosarul penal care este în cercetare, nu au depus în nume personal cererile de plată. Pentru subvenții la bovine, pe cap de animal, campania 2013 este vorba. Cel care a depus cererile este un anumit medic veterinar care este și el cercetat. Și oamenii acum trebuie să returneze subvenții. Da, conform cercetărilor DNA și a ordonanței DNA pe care ne-a fost remisă nouă. Deci s-au întocmit procese verbale de recuperare a sumelor pe motivul condiției că nu au depus în nume personal sau cum prin intermediul unei persoane împuternicite cererile respective. Da. Este o condiție de admisibilitate a cererii la plată și inclusiv de eligibilitate. Prejudiciul total este în sumă de 260.715 lei. Se pare că fermierii de la Horodnicu de Jos sunt victime colaterale în renumitul dosar al subvențiilor acordate ilegal, scandal în care apare numele fostului director general APIA, Gheorghe Benu.